găsit la o nouă emisiune Curaj Feminin. Nadia Spătariu sunt. Fiecare om are un vis. Fiecare vis naște speranțe. Fiecare om s-a născut să întregească universul uman. Iar ei, educatorii, că despre ei este vorba astăzi, s-au născut cu dragoste de copii și cu dorința de a dărui. De a ne ajuta pe noi să fim oamenii de astăzi. Fiecare în momentul în care vorbim de educator sau de educatoarea noastră, ne amintim cu drag. Este persoana care, după mama, a fost cea care ne-a oferit dragoste, afecțiune și tot ce este mai bun. Bun venit, Ioana, astăzi în studioul nostru, un cadru didactic tânăr, uh, cu provocări în același timp. Experiența ta în acest domeniu a fost o provocare no. pentru tine. Cum este acest uh, început pentru tine și cum ai uh, început-o? Adică dacă întotdeauna ți-ai dorit să devii cadru didactic? Uh, cadru didactic mi-am dorit doar de prin clasele 1-4. Aveam model pe doamna mea învățătoare, mi-a fost foarte dragă și de acolo a pornit, asta mi-am dorit. Cumva de acolo a fost startul, clicul Și până am terminat școala, tot acolo. Mi-a fost gândul. Într-adevăr, nu am vrut educatoare, am vrut învățătoare, dar cumva așa a fost viața. -a... Se știe. Se, se știe, știe, da? <laughs> că noi de mici, am filmul. de mici, de la grădiniță, suntem întrebați ce vrei să te exact. faci când vrei fi mare și foarte mulți aleg să fie educator sau dascăl. Păi așa și fetițele mele de la grădii când le întreb ce vrei să te faci, domnișoară, acum doamnă. ești doamnă, <laughs> da. Între timp s-a schimbat asta. Li totul. se pare lor foarte drăguț, pentru că până la urmă e primul contact cu un om, cu o meserie a lor. Și atunci li se pare totul wow și își doresc și ele la rândul lor aceeași meserie. Cum a, vor vedea pe parcurs. Bineînțeles că opțiunile se pot da. schimba și uh, intervin, pentru că uh, poate părinții ne ajută în uh, a căpăta, să spunem, dorința noastră sau a urma visul nostru. Poate că anturajul, poate că nu știm ce va fi peste 15-20 de ani, când cei de astăzi din, de la grădiniță vor fi mari și vor, își vor alege meseria. Dar o vedea. Credoare. Corect. Uh, <laughs> cum ai ajuns tu? Cum a fost copilăria ta? Hai să începem așa cu începuturile. Cum a fost copilăria ta? Copilăria mea... O copilărie normală, zic eu, într-un uh -huh. fel, dar uh, am avut multe greutăți, nu a fost totul lin. De fapt, uh -huh. în toată viața mea niciodată nu am ales calea ușoară, cumva, nu știu, ori de mică, ori... Uh, nu, am avut greutăți, am avut uh -huh. lipsuri, dar uh, asta nu m-a împiedicat să învăț, să ajung, să îmi doresc. Poate chiar chestia asta m-a ajutat să-mi doresc mai mult să devin cineva, să fac ceva, să-mi câștig banul meu... Cum te descrie pe tine? Știu că totdeauna toată lumea spune A, să mă descriu eu pe mine este mai dificil dar câteodată trebuie, ai văzut și când depunem un CV sau când mergem la un angajare sau când facem un anumit proiect, până la urmă trebuie să ne prezentăm și trebuie să învățăm și cred că și pe copii trebuie să învățăm Da, corect uh, e cel mai ușor să spui despre cineva ceva, pe tine e un pic mai greu că ești mai subiectiv eu așa într-o frază m-aș descrie un suflet de copil într-un corp de adult. Deci încă cred și uneori îmi dau seama că încă sunt copil în sufletul meu și poate și meseria mă ajută să-mi păstrez sufletul de copil. Este important și ar fi ideal da. ca noi, adulții, să fim și copii. Să... Pentru că copiii sunt curați la suflet, exact. da, uh, nu au invidii, nu sunt orgolioși. Uh... Sunt fericiți până la urmă. Da. Se bucură de orice lucru, iar noi, ca adulți, uităm de foarte multe ori. Cum Așa consider este. că. sau ce ar trebui să facem și noi, adulții, să ne reamintim de acele. de acele trăiri? Păi, noi, adulții, nu că nu știm sau nu ne amintim, sau, dar cumva prin probleme zilnice, rutinele, serviciu, toate astea. Nu că nu vedem lucrurile frumoase, le vedem, Mi se întâmplă și mie. Vezi că soarele strălucește, ar trebui să te bucure. Dar cumva nu mai ai timp de restul lucrurilor care ți se întâmplă, ceva de genul. Ca noi, oamenii mari, încă să ne bucurăm, cumva, odată, exercițiu cu tine. Părerea mea. Eu așa încerc, odată la ceva timp, să găsești să găsesc ceva bun și frumos în jurul tău, și să te bucur cu adevărat. Cred că asta e și cine are copil. Uh, cred că le ajută foarte mult. Copiii te ajută. Deci eu faptul că lucrez cu copiii mă ajută foarte, foarte mult. Pentru că te bucur cu ei, râzi, te duce cumva, te duc ei în lumea lor. Și cred că cei care sunt părinți, li mai ușor cumva să se prostească, să uh, facă tot felul de chestii pe care în mod normal nu le-ai face. Că ți se pare, wow, cum să faci așa ceva? E o mare. Nu, no. În schimb, cu copiii nu mai contează, că ei nu te judecă niciodată. Exact, ne putem juca, ne putem da pe Da. Topogani, și le place. Da, ne putem juca fotbal cu exact. ei, să ne aruncăm în nisip sau să facem, mai ales acum cum este zăpadă, uh, da. să mergem la zăpadă, să ne dăm cu Sania. Exact, să... toate, toate astea te ajută copilul dacă ai și bine, acum și cine nu are, Ai în familie mă gândesc și cumva să te pui... Avem nepoți, avem da. frați, verișori. Exact, cumva... și să fii un pic atent la el și să intri în lumea lui, să-ți dai tu voie ca o mare să intri în lumea lor. Cred că ăsta e secretul, cumva. Unde îți desfășori tu activitatea ca și cadru didactic? În, uh, grădin la grădinița Pianul de Sus. Uh, la, am uh, grupă combinată, mică mm -hmm. cu mijlocianul acesta. Și ca o grădiniță, e grădiniță de la sat, deci nu e mm -hmm. la oraș. Este mai dificil. De ce este? Și ai o, o chestie mai specifică a zonei, să spunem acolo? Da, e un pic mai dificil. Bine, eu am fost vreo șapte ani la Purcăreț. Deci, e foarte mare diferența. Cu cât vii spre oraș, și e un pic mai. cum să zic? Diferența o face baza pe care o ai, cu care lucrezi, materiale și așa mai departe, dar și copiii. Deci, la Purcăreț, de exemplu, copiii sunt. Cum eram noi când eram mici. Nu mă întorci vorba, nu îndrăznesc să spui nimic, uh, ridici mânuța frumos și vezi dacă te întreabă cineva. În schimb, aici, la pian, am observat că ei uh, îndrăznesc, spun, uh, fac, nu stau să se uite, oare îmi dă cineva voie, oare-mi-a spus cineva să fac treaba asta. Îți mult mai degajat, mult mai ca cum sunt copiii din ziua de astăzi, sunt mult mai. Uh, au. Uh, cum îi zice, inițiativă. Cum a fost curaj. acest început pentru tine? Mai ales că uh, practica unde ai făcut? Pentru că fiecare se știe că face urmează practică. Uh, am făcut liceu pedagogic la Blaj da. și tot acolo și practica. Și mm. nu am început exact după ce am terminat liceul cum făceau colegele mele. Mm. Eu m-am înscris am, am la o facultate și n-am știut ce înseamnă. Am zis mai nu mă încur și cu aia și cu aia. După vreo. Deci, în 2006 am terminat liceul și în 2009 prima dată m-am gândit să intru în învățământ. Și am fost la Purcăreț. Pentru mine a fost un șoc. Cum a fost acele începuturi pentru foarte tine? Foarte greu. Deci, după primul an a fost foarte greu. Bine, pe o parte și zona nu m-a ajutat, acolo nu era semnalat telefon, nu aveam televizor. Condițiile erau mai precare. Da, să deci, spunem, cumva, arat. tu ca om, că până la urmă noi avem nevoie de alți oameni ca să fim ok o să trăiești singur. Eram cu copii dar după aceea eu rămâneam singură că nu puteam să vin acasă, stăteam peste săptămână deci acolo. Deci ai fost nevoită să spunem așa, să uh, locuiești acolo. Exact și neavând toate cumva legătura asta cu lumea exterioară uh, mi-a fost foarte greu uh, plus că ca începător ai nevoie de sfaturi sau ai nevoie de internet, să cauți tu dacă nu ai pe cineva să întrebi și mi-a fost foarte, foarte greu. Nu știam, deci când am ajuns acolo, stăteam și mă uitam și nu știam ce să fac și de unde Ai să fost? încep și încotro să o iau. Mi-aduc aminte acum ca în filmele românești de pe vremuri exact. în care erau uh, repartizate în anumite zone. Da. Și ajungeam într-un sat uitat de lume. Exact. Deci cred că... Ceva de genul. Tot, asemânarea... deci tot. a fost un șoc. Nu? De la oraș, într-adevăr, eu sunt la țară. la, Adică jumate-jumate. Știu ce înseamnă satul și așa, dar aici satul înseamnă o casă aici, o casă pe no, altă parte. Cum, cum sunt locuințele de munte? Exact, casele de munte. Exact. Și atunci nu ai contact cu oamenii prea mult, nu. E, e, e foarte diferit. Și ruptura asta de lumea exterioară, de. Așa, a fost un șoc. Un șoc și, sincer, după primul an nici nu am mai vrut să merg am intrat așa într-o stare de nu, nu mai îndrăzneam să mai uh -huh. no, cumva am zis haide schimbăm, deci m-am schimbat eu în funcție de mediu, mi-am dat un reset și am zis că bine, între timp s-a schimbat, schimbat situația mai, mai cunoscut cu vecinii din jurul grădiniței uh -huh. mai mergeam la ei Cum, cum te-au primit oamenii? Pentru că eu știu că comunitatea de la sat este destul de primitoare. Cum a fost în cazul tău? În uh, primul an a fost un pic ciudat. Deci totul a fost ciudat, Totul a fost altfel, Totul a fost cum nu m-am așteptat sau nu cum uh -huh. credeam eu sau mi se spunea. Uh, poate și din cauză că înaintea mea orice educatoare a fost, uh, mai mult de un an nu a stat. Și cumva cred că. În Probabil că, că și de aceea nu s-au atașat, Și exact, n-au venit în întâmpinarea ta. S-au gândit mai, a venit doamna, domnișoară, eram pe atunci. Și, și așa nu stă, n-are sens să... Uh, mă gândesc eu, nu știu, sincer nu i-am întrebat, dar din al doilea an, așa încet, încet lucrurile s-au schimbat și... Probabil că au, au căpătat și încredere. Da. Având în vedere uh, istoricul, uh, da, cadrelor da, da, didactice, da. faptul că uh, veneau și stăteau un an și pe urmă... Pentru că cred că nimeni uh, nu-și dorește să ajungă într-un loc unde să nu fie să nu aibă comoditatea de acasă sau neapărat. Adică exact. uh, modul în care a fost uh, obișnuit. Și atunci faptul că a venit într-un într loc unde n-a fost prielnic, să spunem într totul uh, Da prima tendință e, e să fugi. Exact. cât mai repede sau când se dă ocazia, But corect. Acum, nu e vorba mai de cazul tău și sau de, cadrul, de da, cazul da, da. celorlalte, ci e vorba de noi ca oameni. Noi exact. ca oameni, în momentul în care nu ne convine ceva. Lăsăm da, lăsăm și plecăm. Și mai ales confortul. Confortul exact. e primul... Exact. Și, bine, e și felul meu, deci eu, indiferent că am fost la purcăreț sau aici la piano, cumva nu-i privesc că eu sunt cadru didactic, tu ești părinte, cam asta. Bună ziua, bună ziua, ne spunem ce avem de spus, la revedere. Cumva încerc să nu încerc, așa e felul meu. Uh -huh. Să fiu prietenă cu ei, să vorbesc, să, cumva să prindă ei încredere în mine. Deci vorbesc și în afara orelor, acolo, aici uh -huh. nu mai am, că mă duc acasă. Deci o legătură de aia mai, mai apropiată, cumva. Deci nu atâta. Ca o familie mai mare. Exact, se pune. da. Și cu copii și cu părinții lor. Și probabil chestia asta m-a ajutat. Deci nu Pe am faptul pus, că ai, ai da. stat șapte ani până la urmă, oh, oh. Și, nu mă refer din al doilea an, mm -hmm. deja s-a schimbat situația. Și au văzut în mine, deci nu eram, mergeam prin sat, că mergeai la mm -hmm. magazin sau unde mergeai, uh, nu, vai, faceți loc, vine doamna educatoare, nu. Bună ziua, salut, ce face, știi de deci ce, cumva am, prin felul meu de a fi, cred că asta m-a ajutat foarte mult. Asta e secretul din punctul meu de vedere. Nu pot și cred că oriunde aș fi, la orice servici, nu pot să fiu așa tu ești tu, eu sunt eu și fiecare pe postul lui. Deci nu cumva să ne intersectăm. Exact, da. Exact, da deci zic... nu, 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 nu felul meu așa. Bun, ai zis că din al doilea an s-au schimbat lucrurile. În ce sens? Te-ai simțit uh, uh, făcând parte din acea comunitate, să spunem? Da, cumva ei au văzut că am venit și al doilea an și atunci s-au gândit, mai nu chiar pleacă. Nu adică chiar așa, a că a venit noastră. Exact. Așa. Eu, când eram în grădiniță, ca acolo aveam unde stăteam. Deci acolo uh, aveai și locuința. Deci da. grădinița pentru tine... Era casa mea. exact. Casa mea. Și uh, când stăteam și mi era urât sau așa, mergeam la un vecin, îl ajutam cu ce avea treabă pe acolo, că ei au, au chiar au mult de, mult, uh, mult de muncă și nu își permit ca la noi la oraș. Ai venit în vizită, hai să stăm la taclale vreo nu știu câte ori. Nu. Da, cumva și povesteam, m-am fost și de dacă pe acolo, am avut grijă de copii, deci exact ca o familie am ajuns. Și sincer nu aș fi plecat satul de acolo era chiar aproape casa mea, că în Alba veneam doar în weekenduri. Uh -huh. și cumva nu mă prea mai regăseam în Alba, mă regăseam acolo, îi cunoșteam pe toți, îi știam pe toți, ne știam unii pe alții și aș fi stat acolo mult și bine, sincer. Și aerul de munte este o, altul. da! <laughs> și liniștea, doar că de multe ori prea multă liniște strict. <laughs> Dar a fost, a fost o experiență foarte frumoasă, mi-s foarte dragi oamenii aia copii eu am mai fost anul trecut, și ca și cum ne-am despărțit ieri, deci nu e nici o diferență. Pentru că au fost șapte ani, deci mult, părerea mea. Uh, care este, pentru că mai este o diferență între, între cursurile școlare care se fac acolo și ceea ce este mai la ora sau mai la, mai la șes, să spunem așa. Se uh, deosebesc într-un fel, este un loc specific. Da, într-adevăr, ce face diferența, te referi la activități, exact. ce faci cu copii. Acolo cumva ești constrâns de situație. Prea multe nu poți face. Te încadrezi în, în, cerculețul tău cu materialele pe care le ai, ce mai aduc eu de acasă. Și cumva îți dau exemplu când m-am dus primele săptămâni, copiii de acolo nu știu de orice fac, totul e legat de animale, de ce cunosc ei, ce e viața lor. Nu aș fi putut, deci povești sau uh, desene sau chestii din astea, nu puteai să faci legătură, cumva. No, și orice aș fi, într-adevăr, faci activitate de matematică, faci activitate, dar nu poți doar totul să te raportezi la animale. Asta a fost și dificil mm -hmm. pentru mine. Pentru că ei, aia era tot ce știau ei, ce le plăcea, ce îi interesa. Cumva, cumva... Am reușit prin aducerea unui calculator, filmulețe, descărcam acasă și le duceam lor. Uh -huh. Și cumva cumva le-am deschis orizontul, cum s-ar spune. Nu, ești limitat. Deci, bază materială condițiile care sunt acolo, de exemplu, iarna copiii nu veneau. Pentru că erau, veneau de la kilometri distanță, zăpada mare, și atunci iară trebuie să te adaptezi. Vin 2-3 mai multe zile, cu ei trebuie să mergi înainte, ce faci cu ea care nu vin numai o dată la o lună sau lipsesc două luni cât iarnă și apoi revin. Nu, nu se compară. No, și acum, atunci te adaptezi cumva situației. Deci nu merge treaba cum ai citit, cum ai învățat de la școală. La școală se spune în general și pentru o situație anume. Vin toți copiii de la bun început să nu ai probleme, să fie toți atenți, să le placă la toți toate și așa mai departe. În schimb acolo a trebuit eu să mă dau după ei și încet, încet se aduc pe ei după mine. Și mai ales faptul că ei sunt. munceau și ei, da. chiar de mici, sunt puși la muncă cu animalele, exact. la fân sau ce mai este prin gospodărie. Și tocmai de aceea cred că, din câte știu eu, și cursurile școlare sunt, într-un fel, schimbate. Da, orarul începeam undeva la 9 și terminam la 1, că nu avea cum să ajungă, ar fi trebuit să trezească, nu știu la ce ore, că sincer mei întrebam, dar ei erau micuți, nu știau ora mm -hmm. la care să trezeau și să ajungă cât de cât să putem începe toți, că nu puteam să începe rând. Și își adapta, da, era cam atâta, deci numai orarul, că în rest activitățile mm -hmm. tu trebuia să ți le faci, doar că cu materialele ce le aveai la dispoziție sau ce aduceai tu, și uh, cumva țin în conte ei, ce știu ei deja, că nu pot eu să le povestesc nu știu ce, dacă ei nu au bază Exact. Și cumva o de la... Nu, am avut copil când am fost, era clasa, uh, grupa pregătitoare. Era la grădiniță pe atunci și aveam copil în grupa pregătitoare care nici creau în mână nu și-l putea ține pe el. Nu puteam să mă apuc cu el să învăț cifre sau, știu eu, o povești când Că până la urmă mergea la școală în anul următor. Am început cu începutul. Țin bine, Asta și datorită clar. faptului că ei nu au frecventat într-un mod corect. Da. Asta și aici la oraș, de exemplu, copiii mai fac și acasă. Au o carte de colorat, au creioane cam ce au la grădini, au și acasă, din câte știu eu, și am mai văzut prin familie. Și cumva ei și mai exersează și acasă, dar acolo nu, acolo ei au treabă, au alte activități și probabil și posibilitățile. Da, și, și părinții altele, nu au timpul necesar în exact. care să se preocupe și să stea lângă da. copil ca să-l ajute să obțină aceste calități. De a ține un creion în mână, de a-l uh, ajuta să numere, probabil că ajută să numere oile, să spunem, sau animalele. Da. Uh, și și concepția că nu lasă ce trebuie școală, că doar și așa, cioban te faci, ceva de gen. Și asta e greșit chiar la prima mea ședință, le-am explicat că nu -mi veneau copiii, chiar nu veneau în primele două luni și am tot stat, am tot stat, am zis, pe eu, ce fac? Odată veneau doi, odată veneau trei, odată veneau niciunul și am zis, nu se poate. Și am chemat pe părinți și le-am spus, eu nu zic, aveți treabă, aveți, dar copilul poate, poate mai mult. Și atunci el de ce să nu-și depășească condiția, dacă poate și știe și vrea. Tu, ca părinte, trebuie să-ți fa să faci, datori să faci datoria de părinte, să-l ajut pe copil să îi, cumva să-i arăți drumul, să-l ajut să-și facă drumul lui. Nu, acum eu nu zic că e nevoie și de ciobani, dar fiecare dacă e... El... de meserie, de... Exact, exact. și dacă copilul nu-și dorește să, să facă ciobani, atunci ce faci? Tu ți e obligat? Nici aia nu e o soluție. Și din momentul ăla chiar mi-au venit copiii la grădiniță și cumva... Cum ai reușit să-i pe părinți? Cum ai luat legătura cu ei? Păi în prima... Când ne întâlneam prima dată, în prima zi de școală, ceream numere de telefon. Aia era... Nu, era cam greu cu semnalul, dar sau trimiteam vorbă, sau dacă care veneau copiii, le scriam bilețele. Dar numerele de telefon și le trimiteam cumva în alba, din timp, vreo două, trei, patru zile, poate și mai mult, ca să ajungă într-un final mesajul și la like, că nici ei nu aveau semnal. Unde dar sunt zone unde aveau semnal și da. atunci le intra mesajul. <coughs> Și cam așa am, am reușit și chiar m am mirat că am zis să vezi numai că vorbesc singur aici și am vorbit și eu, mi-a făcut ședința cu părinții. Dar chiar a avut efect și a rămas uimită. Ce s-a schimbat ulterior? Uh, cum au fost părinții? Au fost receptivi la ceea ce tu ai avut de comunicat? Da, deci chiar m am mirat că în primul an eram copil, aveam 21 de ani și nu știam cum îi iau o ședință cu părinții. Văzusem eu la învățătoarea mea, dar să o fac eu, emoții, toate cele. Și am zis, îi gândirea aia, și până la urmă, poate și eu, să fiu părinte sau la o anumită vârstă mm -hmm. și mă uit la o domnișoară. La o fetișcană. La o da? fetișcană, vine ea să-mi spună mie mm -hmm. că până la urmă erau oameni în vârstă și cu copii și așa, eu eram un copil, puteam să fiu copilul lor. Și am zis, nu mă bagă nimeni în seamă pe mine. Am avut emoții, dar cumva, nu știu, felul meu de a spune hotărâri, au văzut că cumva aveam emoții, deci tremuram toată, <laughs> dar nu mi-arătam și am încercat să fiu cât de sigură să poate pe da. mine. Exact. Că dacă dădeam acolo un plâns sau mai știu ce, cu siguranță nu, era, nu eram luată în serios. Deci chestia asta cred că, nu știu, mă așteptam sincer să nu mă bage nimeni în seamă, dar am fost chiar surprinsă și plăcut, în mod plăcut. Ai, uh, uh, cum este, sau cu, cât ar fi de important pentru copil, da? ca să fie o relație bună între cadrul didactic și părinte și copil, bineînțeles. Un trio, în acest trio, uh, este foarte important. Este foarte important de ce? Uh, dacă, gen, copilul are o problemă sau face o năzbâtie dacă eu îl cer, și mama sau tata sau bunica merge acasă, nu o lasă pe doamna că nu știe ce vorbește, automat copilul nu are, eu nu mai am niciun fel de putere asupra Autoritate, lui. Da. Autoritate, da. Și e important, exact ca într-o familie. Dacă mama îl pedepsește și tata, hai la tata că... La lindă. exact. Copilul nu mai știe și alege oricine. Și eu, ca o mare, aleg nu, să mă duc unde... Nu-s certată, unde mi-e bine. Și atunci de aia spun că e foarte, foarte importantă să asculte părintele, să fie deschis, să înțeleagă că nu vrea nimeni rău unui copil sau nu i-o spui în ideea să-l faci de minune pe copil sau să se simtă prost părintele. Nu, chestiile astea trebuie vorbite și pentru a putea fi rezolvate și ca să aibă efect cu adevărat și ce zice doamna, dar cumva să aibă continuitate și acasă. Cum ți se spune la grădință? Pentru că Uh, foarte mulți copii spun de doamna educatoare că este frumoasă, că este bună care ochii nu știu cum care zâmbetul eu știu că copiii observă fiecare detaliu uh, din momentul în care intra pe ușă cum este uh, în cazul tău? eu chiar prima zi la pianul de sus dau exemplu un purcărez nu prea erau deschiși, nu uh -huh. spuneau în uh, pianul de sus uh, m-am dat cu un ruj mov în prima zi uh -huh și copilul a fost foarte îndrăgostit, un băiat culmea, i-a plăcut drujul meu și pentru aia a venit la grădia uh, nu prea spun spun așa câteodată fără să-ți dai seama și fără nicio legătură că doamna ești frumoasă doamna ce-mi place aia fetițele în general, uh -huh. că ele sunt mai cu băieții cam ei se trag deoparte, dar fetele doamna ce frumoasă ești, dar ce colier ai dar de unde ai cerceia că și eu vreau când o să fiu mare am avut o, apropo de chestia asta, la Purcăreț odată, un copil, aveam o stare mai proastă și probabil arăta mai rău, și un copil așa dintr-o dată, doamna arăs ca o babă. De asta zic că copiii sunt deschiși și observă fiecare detaliu. Dacă e supărat, dacă ești bine dispus, dacă ai o problemă, da. chiar dacă Acum se știe că, mai ales față de copii, nu ne putem ascunde și vrem să ne lăsăm problemele la ușă, da. dar în general sunt foarte receptivi. Sunt, sunt și îți împrumută starea. Deci dacă am o zi foarte veselă, spusă pe șotii, râd și așa, ei stau prima dată suimiți și apoi dintr-o dată încep și ei și nu mai pot de... Ți împrumută starea automat. Cei mai, cum să zic, spuri, ei automat simt totul nu știu să spună, nu știu să arate întotdeauna, dar e simt. De, de, părerea asta sunt eu. Că îi simt și înțeleg întotdeauna când ceva nu e în regulă, când ceva, de exemplu, copiii mei nici nu-i nevoie să le spun. Doar din privire ne înțelegem. Bine, după ce le-am cunoscut, că la început e mai greu. Bineînțeles că cred că și invers. Adică și tu dacă ai o zi mai proastă și ei sunt foarte bine dispuși, în încarci cu energia lor eu oricum, îs, cum am spus, o suflet de copil într-un corp de adult. Eu îs empatizez și împrumut întotdeauna din stările celorlalți din jur. Și automat și o mâncar și la fel ca ei, dacă ei sunt mai agitați, mai nervoși, mai ca și zile din astea, cumva și eu devin. Uh -huh. Chiar dacă nu îs, devin. Dar mai punem o muzică, mai ne ieșim un pic din stare și atunci, perfect, ne revenim cumva. Cum sunt copiii? Eu știu când eram noi mici, Adică eu, de exemplu, de așteptăm așteptăm felbările. Uh, cum mai sunt copiii de astăzi? Cei micuți de la grădii încă se bucură și mai ales grupa mică-mijlocie. Mică cel mai tare pentru că pentru ei totul e nou. Totul e wow, n-au participat niciodată, nu știu și totul îi se pare de abia aștept, nu mai pot și așa mai departe. De deci ce încă le place. Uh, că cu cât mai cresc mi se pare așa că nu prea mai îți interesați de treaba asta da, îți bucuroși de moș Crăciun, de sărbarea de Crăciun că vine moșul, deci au un motiv de o martie pentru mame, să le aducem un cadou, să le facem o surpriză și mai au și chestia asta că se îmbracă mai deosebit, îți mai aranjați, că fetițele vin în rochițe, de obicei poate nu vin sau vin dar cu delea mai de zi cu zi, în schimb când e sărbare ne îmbrăcăm într-un mare fel și ne aranjăm și toate cele. Și atunci cumva și asta îi motivează. Dar lor le place, din câte am observat, cu repetițiile mai grele. Că te satur la tot să cântă, să cântă, să câns, să repezi poezii sau ce ai de făcut. Dar, în general, ei participă și îți deschiși. Nu, nu sunt probleme în acest sens. Da. De foarte multe ori trebuie să iei decizii în viața de zi cu zi și în activitatea ta. Cum reușești să iei decizia corectă? Și de unde știi că este cea corectă? Sigur și 100% nu o să știi niciodată că, că e corectă până nu vezi finalitatea. În viața de zi cu zi și oriunde, normal, ești nevoie să iei decizii și în funcție de situație, eu, așa sunt eu, am mai multe variante, depinde de situație. Și stau, analizez, mă gândesc care ar fi și eu, o aleg pe care consider eu că ar fi cea mai ok. Pe parcurs se demonstrează dacă e sau nu e. Nu o să știi până când nu are rezolvare situația respectivă, uh -huh. aia e clar. Ai avut să spunem așa divergențe între, între copii pe care cumva o trebuit să le... <gâng> da. <gâng> da, sunt, sunt, că se ceartă de la jucării, uneori se mai pișcă, se mai scopi. Încerc să le explic, să le arăt, să, îmi spun eu, să se pună în pielea celuilalt. E cam greu pentru ei acum că sunt micuți, dar cumva prin exemplu, că ei cu vorbele nu prea auzi, deci trebuie să le arăt, să uite, vezi, Îți iau eu jucăria. Cum te simți dacă nu-ți cer voi? Și cumva nu știu ce se întâmplă în sufletelul lui, dar are efect la un moment dat. Uh, își dă seama cum să zic, din practică, din exercițiu. Poate și mea. pentru faptul că acum, în zilele noastre, copiii sunt cam singuri la părinți sau poate mai au da. un frate. Uh, noi eram patru sau în jurul nostru fiecare familie erau cu mulți copii. Exact. Și atunci eram obișnuiți să împărțim, să da, spunem sau așa. Da, de situație uneori, că așa e. Da, îi uh, se vede chestia aceasta pentru că îs foarte cu lucrurile lor și doar al da, lor. Și tocmai nu de aceea, prea... cum reușești să le înveți, să împartă în primul rând și să se să dăruiască și celorlalți din jurul lor? Uh, uh, prin activități, anumite activități, prin... Uh, cumva arătat pur și simplu exercițiu uneori descoperă singuri și am avut chiar și activități de genul deci a venit moș Nicolae la copii, le-a dus ce le-a dus a venit moș Crăciun după aia acasă și m-am gândit am vorbit și cu părinții cumva ei din jucăriile lor să-și aleagă o singură jucărie care doresc, deci nu obligați de părinți, iau-o pe aia sau pe aia alta, din ale lor să nu cumpere și să doneze grădinițe un fel de exercițiu și cumva să vadă și ei. și le-am explicat și copiilor ați primit, e frumos să primești da, atunci hai să vedem și cum îi să dăruim, să dăm din ce avem altora. Bineînțeles că dăruind grădinițe tot acolo, tot ei se joacă. Exact dar cumva mai ales la cei mici, că odată ce sunt mai mari mm -hmm. ei știu cumva, dar la ăștia mici am întâmpinat întâmpina probleme pentru că am avut un exemplu o fetiță și a dus o jucărie și nu au avut nicio problemă. O adus, o nu zis că nu vrea să o las dar când au văzut că se joacă altcineva, au început. Asta De asta era. Da. Și atunci uh, i-am explicat uh, dacă își ia jucăria, dar ea atunci nu mai poate să ceară jucăriile celorlalți copii. Se joacă doar ca ei. Că le-am adus ca să, le, să se bucure și alți copii, să facem schimb. Nu, prima dată n-am înțeles ce și cum vine asta. <ră> văzând că, i-am zis, îți iei jucăria și te joci atunci tu. Nu mai dai la nimeni, dar doar cu jucăria ta. Că nici copiii nici ceilalți nu mai voi vor. Cu alta. Da, nici copiii ceilalți nu au de ce să mai împartă cu tine. A stat să jucă, s-a jucat, de seama s-a plictisit. <laughs> și atunci nu bine. Și a pus -o acolo fain frumos. Și după aia n-a mai fost nicio, nicio problemă. Uh, cumva, Uneori, niște chestii trebuie să le înveți și obligat, sau văzând ce se întâmplă. Constrâns, într-un fel. De da, zis. constrâns, dar nu numai, că el i ales, deci nu am obligat-o, pune jucăria uh -huh. și dă-o la copii. I-am arătat cu mâini să nu te mai joci, să nu parta nici ceilalți. Și atunci ea cumva și-a dat seama, măi, ceva nu-i bine să mă tot joc cu jucăria asta, mă plictise și uite ce jucărie a e mai frumoasă. Și cumva ea și-a dat seama că care e de fapt, ideea. Între copii, așa să spunem, ai bisericuțe sau s-au legat anumite prietenii uh, mai strânse între ei? Uh, da, e normal că am grupă mică, mijlocie. Automat, cei mici au fost intrusi, uh -huh. uh, cei mari, mijlocii, adică erau deja obișnuiți să știau prietenii și așa mai departe. Ăștia mici, în primul rând că totul era nou, nu știau ce au de făcut și așa, s-au simțit un pic. Dar încet, încet, și e norocul la sat, nu știu, la oraș, nu, mm -hmm. nu cred că se cunosc chiar așa. La sat, ei se cam știu că sunt vecini, sunt verișori, sunt frați uneori. Și atunci. Și a... se știu părinții, și atunci intervin exact, și părinții. Se vizitează părinții, și atunci ei cumva se știu. Nu toți, e mai greu pentru cei care nu știu restul copiilor. Dar da, sunt prietenii, sunt copii care îți dați cumva un pic mai la o parte datorită unor, din cauza unor uh, motive gen uh, etnia. Dar uh, cumva, cumva uh, sunt, în primul rând, eu nu-i oblig pe copii, du-te sau de ce nu vă jucați, cumva încerc să-i bag așa... Să-i adun pe toți. Da, uh, prin activități de grup, prin... Și atunci ei descoperă singur că totuși copilul ăla, chiar dacă e de o anumită etnie, nu se întâmplă nimic. E copil ca și el. Uh, și își descoperă singur. La joc, de obicei, când se joacă, dacă unul are un joc, automat uită că fetița da. sau băiatul nu-i chiar prieten cu mine, dar când vezi ce frumos se joacă, hai că mă bag și eu. Știi? Și cumva, încet, încet, uh, dar oricum, prietenii rămân prieteni care <laughs> sunt, nu poți să-i desparti. Îți mai... Dar se joacă toți împreună, e normal că și noi oamenii mari avem oameni mai atașați de noi, unii mai puțin. Pentru ai vorbim cu toți că așa e normal. Cum ar trebui să fie uh, relația și dacă ai văzut o diferență, să spunem, între, între părinți și copii? Adică sunt deschiși părinții uh, să vină în al Poate nu știu, te-ai te -ai gândit la anumite activități sau poate ai făcut anumite activități în care să includem și pe părinți. Da, am chiar făcut astfel de activități și chiar am avut noroc de fiecare dată. Orice aș fi făcut sau orice m-aș fi gândit sau așa, au participat sau mi-au venit în ajutor uneori și din proprie inițiativă. De adunat la grădiniță, gen ședințe sau activități cumva încerc să țin cont de programul lor. E foarte greu în ziua de azi pentru că ei îți nevoie să meargă la un serviciu, la un program. E mai greu, dar pe cât se poate și când ajungem la un numitor comun, îi aducem. Am avut activitate de o martie cu copii și cu mămicile în care au participat împreună, au făcut o lucrare. Le-a plăcut foarte mult în primul rând copiilor, le place pentru că e mama poți să fii o doamnă, cât o fi. fi, mama mamă și exact. uh, cred că chestia asta și bucuria asta vine din faptul că și acasă mămicile au alte treburi după ce vin de la servici și prea puțin stau să se joace sau să facă ceva și atunci pentru ei bucuria cred că aia îi plus să arate ei ce-au făcut și uite mami și aia și eu știu să fac aia și eu știu să fac aia la... și și mămicile au fost foarte încântate pentru că i-au văzut pe ei ce știu să fac, au descoperit toate chestiile astea. Eu le spun, dar până nu văd ele, nu se conving, nu pot să o cresc pe doamna chiar așa, orice ar spune. Cât de important este pentru copil ca noi, ca părinți, să ne implicăm în activitățile lor. Eu știu că timpul nu ne permite întotdeauna cât am Ia. dorit să fim lângă copiii noștri și de foarte, de foarte multe ori pierdem anumite bucurii. De sau anumite etape ori. ale da. copilului. De multe ori, deși poate sună un pic, nu știu, dureros, de multe ori îi cunosc eu mai bine pe copii sau știu anumite chestii, pentru că ăsta e rolul meu, să stau acolo, îi observ, îi văd cum reacționează. Tu mămicile. stai câteva ore cu copilul. Da, și doar cu ei, ne făcând mâncare, mergând la serviciu așa, deci sunt concentrată doar pe ei, pentru că de asta sunt acolo. Îi foa, e foarte, foarte important să, cum să zic, să mămicile sau părinți în general, bun, nu poți să vii la grădiniță când se face vreo activitate sau așa, dar acasă găsești, trebuie să găsești într-o săptămână, într-o zi, niște minuțele pe care să fie acolo doar cu copilul, fără altceva și la grădiniță, de exemplu, doar la o sărbare să nu vină mămica unui copil sau cineva pentru el, bunica, nu contează cine, să vină pentru copilul ăla. Am avut cazuri, și mai ales la grădinițe, sunt foarte mici, nu a venit nimeni la sărbarea de o martie sau la sărbarea de Crăciun. Copiii sunt afectați. Da, pentru că la tot, toți copiii vede că la nu știu cine a venit bunica, la nu știu cine mămica și la el nimeni. Cumva, eu cred că e și chestia aia de abandon sau ne, nu sunt important. Și uh, să punem în calcul și chestia asta, la altă, copilul se pregătește, învață o poezie, cum poate el și ce știe el. Îi încântați să o spună, să arate, să, ce știe el, ce poate. Cui? Așteaptă confirmări din partea părinților. Exact. Și și din partea mea. Un copil, odată ce ai spus bravo, un simplu cuvânt, uh -huh. uh, deja înflorește și mai face și mai face și tot se zici bravo, bravo, bravo Bine sunt copii. și noi ca adulți avem da. nevoie de confirmă, nu doar copiii Asta așa e și e foarte, foarte important să-ți faci timp cât poți și acum în funcție de program și neapărat să recuperezi acasă cât se poate Că, de multe ori am spus copiii nu există copil prost și urât în lumea asta Există doar copii care nu îți băgați în seamă destul, nu se ocupă cineva de ei și, indiferent cum îs, copilul simte. Și contează pentru el orice minuțel pe care... și te simte dacă ești cu el acolo sau ești cu el... dar mintea... cu gândurile în altă parte. Exact. Cât poți tu? 5 minute, nu cred că e atât de mult să... Pentru el contează foarte mult, poate mai mult decât ne imaginăm noi. Se tot discută acum și se pune accent în media și în diferite, pe diferite căi de timp alocat părinților cu copilul. Da. Ce înseamnă acest timp? Și nu doar timp, ci timp de calitate. Exact. Deci timp, chiar de calitate. Păi, nu știu, acum eu nu sunt acasă la ei. Dar am mai văzut diferite. Din punctul tău de așa. vedere. Da. Din punctul meu de vedere, să îi citești o poveste înainte de culcare. Sau pur și simplu o poezie. Să stai cu el, în timp ce se joacă, te bai și tu în jocului. Pentru 5 minute, uite și eu la grădini. 25 de copii am acum. E clar că nu pot să mă împart la fiecare și aceeași atenție și toată ziua să le dau la fiecare în part, Că nu am cum. Sunt una la 25. Dar. Uh, iau pe rând. Astăzi îl văd pe nu știu cine, Georgica, mai supărat. Clar, el are mult mai multă nevoie de mine astăzi decât restul. Și cumva, Mâine poate altul. Exact, altă și iau cumva să ajung la fiecare și la sufletelul la fiecare și să-i întreb, să vorbești cu ei. Stai pur și simplu cu ei, cum stau și eu la grădini și încep ei a povesti, ce știu eu. Și atunci întreb, dar de ce? Dar cum? Cumva să arăt că pe mine mă interesează și uh, îmi pasă. De multe ori nu înțeleg ce spun. Dar tu trebuie cumva să, să l faci, să creadă că chiar uh, cum să zic, ești acolo. Că unii au probleme fiind micuți, nu înțelegi ce zic. Dar contează că îi le dai atenția și li se luminează fața. Și asta trebuie și părinții. Un pic din ziua respectivă dedicată lor. Și timp de calitate asta înseamnă să fii acolo și trup și suflet și minte la copilul tău. Cum mai descrie curajul? Pentru că de foarte multe ori în viață trebuie să dăm dovadă de curaj. În cazul tău cum a fost? A trebuit să dai dovadă de curaj și de câte ori? Părerea mea e că de curaj ai nevoie, oricine are nevoie și în fiecare zi. Ce înseamnă curajul? Până la urmă e puterea sau puterea de a lua o decizie. De a merge înainte. Uneori, uh -huh. într-adevăr, pentru mine sau pentru cineva anume, lucruri care le facem de zi cu zi ni se pare că sunt ușoare. se trebuie curaj. Dar pentru altul să facă ce fac eu sau anumite decizii, e mai greu. Și atunci ce înseamnă curajul? Puterea e aia, să chiar să faci lucrul ăla. Să-ți înfrunți uh, fricile. Părerea mea. Și frici, eu am destule, până și să vin la tine. A, nu e chiar asta. frică, cum să-i spun? o, o emoție, o, o chestie. Ce să vin, să. Ce? Fie fie dacă un prost Dacă nu știu ce să zic, dacă. Știi, și. Uh, o trebuie să-mi fac curaj ca să. să nu mă mai gândesc și fie ce o fi, ceva de genul. Sunt momente în viață când fiecare avem astfel de, astfel de momente. Uh, de moarte multe ori și copiii, cum ai spus, da? în momentul în care sunt la observare și trebuie să spună ei poezia. Exact. Uh, Dar uite, vezi că nu conștientizăm când suntem mici. Uh, acest lucru ne ajută în viață. Faptul să vorbim în public, uh, faptul să ieșim noi, să ne punem în evidență. Da, uh, asta e cea mai mare dovadă de curaj. Uh, și eu nu-mi place să vorbesc în public, nu-mi place. În la ce dăm da, emoțiile la care mă face să mă fustecesc teama de ridicol. No, și atunci, normal, eu uh, trebuie să te încurajezi sau să treci peste și să încerci. E ce-o fi, pe la urmă, ce ți se poate întâmpla. Cum se spune, neta, nimeni taie nimeni. Exact. Avut. Și făcând o dată, făcând de două ori, cumva treci peste chestia asta. Putem fi modele pentru cei din jurul nostru uh, și dacă tu, la rândul tău, ai fost inspirată ai avut un model care să te inspire sau să te ajute. Da, cum am spus, în decizia de a urma această meserie a fost doamna mea învățătoare. Cred că fiecare dintre noi putem fi un model pentru cineva anum. De așa da, de așa nu, orice variantă, indiferent. Alegi sau îți place ceva la cineva, vrei și tu. Și atunci începi și tu să faci, să fii mai altfel, să fii mai într-un alt mod, dacă ție ți-a plăcut, acum fiecare, dacă își dorește și dacă vrea. Că nu te obligă nimeni să fie altfel. Cum țin zilele tale? Ai vreun tabiet anume care ține apărat să-l bifezi, să spunem așa? Uh, da, cafeaua de dimineață. <laughs> Fără aia, parcă mă simt așa, nu știu, parcă ceva nu a făcut, parcă uh -huh. ceva îmi lipsește, parcă nu e ok. Aia ține apărat. mă trezesc cu două ore înainte să plec la servici, ca să am timp de cafea și să stau eu cu gândurile mele. Asta e rutina mea zilnică, la care nu, foarte rar, când știu eu din ce motive e nevoie să trec peste. Dar asta e, e ceva de, peste care e greu Aș, pot să trec sau îmi strică cumva ziua. Cât de important este, pentru că ai spus că ai timp pentru tine, da, așa, cât de important este ca pentru noi oamenii să avem acest timp pentru noi, doar noi cu gândurile noastre. Nu știu pentru oameni, dar pentru mine e foarte, foarte important. Odată la ceva timp simt nevoia, chiar simt nevoia undeva și să nu fie oameni, să nu fie gălăgie, să nu fie, dacă se poate, undeva în natură, în pădure, să fiu doar eu cu mine, să mă gândesc, să-mi fac planuri, să îmi dau seama ce e în sufletul meu. Deci e foarte important. Unii nu pun atât accent sau poate nu simt nevoia. Fiecare om e în felul lui și fiecare știe cum și cât are nevoie de așa ceva. Pentru mine e foarte important. Timp pentru mine. Și bine, și de concedii, de relaxare, de citit o carte. Dar acum, în funcție de cum ți programul și așa, uneori le mă lași cam pe ultimul loc sau pe niciun loc și încerc să recuperez când găsești timpul ăla pentru tine. Pentru că ai spus că timp pentru tine ți-l planifici, adică, de exemplu, pe asta, acum că este început de an, așa, uh, ești obișnuită să folosești o agendă să uh, ți le planifici pe săptămâni, pe luni, nu știu. Uh, da. Uh, deci, zi de zi am agenda unde scriu tot ce am de făcut pentru că după o vârstă te lasă memoria <laughs> uh, și cam uit și uneori uit ce e important și atunci le trec, dar culmea când le trec nu mai uit nimic, deci nu trebuie agenda, nu stau să o deschid. Se știe uh, că având în vedere că le scrii altfel, da, altfel ți nu se le fixează. scriu numai îmi uh, fac așa un plan pentru că vezi, trăim într-un ritm foarte alert și la servici și acasă sunt multe de făcut mi se pare că timpul parcă niciodată nu-i destul, niciodată nu reușești și cumva îmi fac acolo cu liniuțe, da, ce îi de făcut. Bine, mai sunt zile, depinde din ce motive, ori nu pur și simplu nu te simți bine sau așa, o mai lăsăm încolo de agendă că nu se sfârșește lumea. Dar, în general, da, mă țin că altfel nu, nu pot, deci altfel n-aș face nimic. Este bine. Bun, atunci luăm în calcul acest da. aspect, pentru că e vorbit de carte de pe... carte că îți să o citești. Care ar fi cartea de pe uh, car... uh, nu e chiar acum pe <laughs> am citit-o. Uh, Poliana se cheamă, nu știu să vă spun de cine e scrisă. Uh, îi, am primit-o și eu, în dar de la cineva. Eu îmi notez aici că îmi place să notez de la invitatele da, mele, să mă inspir. E foarte, cum să zic, e un fel de, e o poveste despre o fetiță care joacă jocul uh, mulțumirii și al fericirii. Dacă o citești, o să afli. E și amuzantă, îi și plângi, și e, cumva înveți niște chestii. Jocul fericirii și a mulțumirii, în ideea în care să găsești în orice ți se întâmplă ce, acel ceva care e bine. Asta înseamnă, din orice situație poți să găsești chestia bună. Nu există, oricât de neagră și de urât ar arăta, și asta juca fetița asta, așa, no, l o numit ea. De fapt, era e o chestie de dezvoltare personală, până la urmă. Pentru a putea fi noi, ca, să fim mai bine ca stare și să fim fericiți. Este bine citim și să încercăm să nu ne plafonăm da. până la urmă. Uh, unde te vezi tu peste cinci ani? Uh, peste cinci ani sincer nu m-am gândit la casa mea, sper <laughs> uh, să am un copil până atunci. Doamne ajută! Și cu serviciu încă nu știu. Oricum o să mă, cumva o să mă mut mai aproape de casă și apoi o să văd. Cam atâta. Nu-mi pun obiective foarte mari pentru a nu fi dezamăcit. <laughs> deci așa strict de viața mea cumva. Pentru ce ai face orice sacrificiu? Sau dacă există ceva? Cred că pentru copilul meu nu-l am, dar dacă l-aș avea sau ca să-l am, aș fi în stare de orice. Nu știu cum e, dar așa gândindu-mă doar ca idee, nu cred că m-aș da în lături de la absolut nimic pentru un copil sau pentru copilul meu. Ai un moto care te caracterizează sau care te ajută în momentele mai. în care nu sunt așa de frumoase, să spunem, sau în stările în care. Motto nu am, dar mereu, cum să zic, încerc eu să mă încurajez să îmi spun mie minte, să nu treacă nicio zi fără să zâmbesc cred că e cel mai important. Mie îmi place foarte mult să râd. Da, tu ești o fire optimistă. Bineînțeles că și zâmbetul tău te ajută. Și mulțumesc. Și atunci încerc să nu treacă nicio zi. Cred că face foarte bine. Studii, cum se spune pe la televizor, demonstrează. Nu știu cât de adevărat, eu o să zic pe pielea mea. Râsul, râsul te ajută să zâmbești măcar sau să râzi din tot sufletul așa, îi, păi, super. Te cu siguranță eliberezi. găsim, în fiecare zi găsim un motiv, poate nu chiar să râdem așa în hohote, dar măcar să zâmbim da. Cu siguranță. Acum depinde de cunosc și persoane care <laughs> nu prea găsesc și ceea ce e trist, pentru că nu ai cum să nu găsești într-o zi un motiv sau o situație, exact cum zici și tu, să zâmbești doar. Și să zâmbești. E, cum să zic, ei zicea la un moment dat cineva sau am citit, nu mai știu, uh, gen, nu-ți vine să zâmbești, să râzi. Obligă-te. Uită-te în oglindă. Exact. Mâine o faci și după aia chiar începe să-ți placă cumva, știi? Nu, no, ceva de genul. E, până la urmă totul e de exercițiu în chestiile astea. Ce înseamnă frumusețea pentru tine și cum ai descrie eu? Uh, frumusețea. Pentru fiecare, în parte, cred că e ceva subiectiv până la urmă. Ceva ce îți place, ceva ce îți provoacă o stare de bine. Uh, Frumusețea o găsești, ce -o găsești tu în, într-un lucru anume, poate pentru mine nu mi se pare frumos, dar pentru tine e. Fiecare, nu știu, e ceva subiectiv până la urmă, părerea mea. Când te simți cea mai mândră, pentru că avem astfel de momente în viață când ne simțim, ah, am reușit sau Uite, chiar am putut să fac acest lucru pe care mi l-am propus. De câte ori am avut curajul legat de ce am vorbit să trec peste fricile mele. Deși nu arăt, îmi place să disimulez așa să nu arăt, uh -huh. fricoasă, adică nu, ai emoțiile alea și așa, de câte ori am reușit, mi-am făcut curaj, am trecut peste o chestie, m-am -am simțit mândră eu de mine. Că, mai, uite că am făcut-o și pe asta. Și am făcut-o și pe asta. Și înseamnă că nu chiar. Și asta îți dă și încredere pe mai departe. Deci, să ai curajul să-ți să învingi fricile și să chiar să o faci, apoi îți dă o anumită încredere în tine care îți spune mai orice s-ar întâmpla, cumva o să iezi din situația asta. Și te ajută foarte, min, foarte mult. Pentru că vorbim de încredere, de ce oare nu suntem obișnuiți sau de mici? Că de mici plecăm așa cu neîncredere da, în viață. Mie de în copilărie mi se trage. Toată lumea, adică nu e caz singular. Foarte multe persoane. Și atunci, cum învățăm sau cum ar fi mai bine pentru noi ca părinți să ne ajutăm copiii să nu întâmpine această problemă? Exact cum vorbeam, să-l încurajez pentru orice chestie, cât de micuță o face, bine să nu exagerăm, a reușit asta. Pe urmă, să crede să că totul îi se cuvine și el este cel mai. Da, Tot deci frumos. chestii reale, mă refer. A reușit asta să-și iei doar o mânecă la geacă. Perfect, el nu putea să facă chestia asta, dar s-a chinuit, a reușit. Bravo, dragul meu, vezi că poți. Chiar am avut într-o zi o fetiță, era frică de topogan. Și am zis, hai că poți, încearcă. S-a dat. Așa că dacă încerc, o să reușesc. Cu cât exersezi cu cât te dai, o să vezi că ți vinci teama. Și după aia era ea foarte încântată. Ai văzut, Doamna, că am avut curajul, că mi-ai spus să mai încerci, să mai încerci. Și am încercat și am reușit. Exact, despre asta e vorba. Să-l provoci în același timp, dar și să-i recunoști meritele. Nu să exagerăm din orice nebunie sau orice, dar să-l să încurajezi cât de mult se poate. Și uh, prin ce face sau ce-și dorește, să nu-i spui, nu lasă că nu-i de tine sau... Uh, nu poți tu, nu poți. Da, au chestia asta, mai ales când ești mici, părinții, hai la mama că tu nu poți. Automat, din start. Copilul tot aude, tot aude, tot aude, automat. Sau tu, nu ești mic, tu ești mic și nu știi. Exact. Ești mic, nu știi, ești mic, nu poți. Și atunci, când va putea? să trezește direct la șapte ani sau la 20, acum ești mare, fale. Păi cum? Că păi nu știe, n-a trecut prin etapa. Exact. În care încurajat, să încurajat fie... cu pași mici să nu avem nici, nu știu ce Așteptăm. pretenții și așteptări la ei, clar, pentru vârsta care au. Orice chestie, cât de mic o fac să fie încurajat. un simplu, bravo pentru ei suficient. Și asta te, te ajută și când ești o mare. Există uh, vreun lucru care ți-ai dorit, ți ai dorit și nu ai reușit să-l realizezi? Uh, copilul. A, uh, este timp. Și mi-ar plăcea foarte mult să călătoresc. Visul meu așa nebunesc, nu știu dacă o să am curajul să-l fac vreodată, e să-mi iau ghiozdanelul în spate și să mă duc așa la pas și să merg, fără nicio destinație, fără și să văd cât de mult să cunosc, să observ. Știi că un se mai spune că ai plinca? grijă ce-ți dorești, că poate ti se întâmplă. Da. <laughs> se spune că dorințele da. noastre... Uh, atâta timp cât credem, cu siguranță se îndeplinesc. Da, și și facem ceva în sensul ăsta. Că doar să ne dorim să... și să stăm pe canapea acasă, nu... Uh, să... Da, și chiar acționăm. cred în treaba asta. Că așa ui, cu cât îți dorești și faci ceva în sensul ăsta, poate nu-ți iasă când îți dorești tu. Aia e clar. Se întâmplă. Dar la un moment dat, n-ai cum să nu, dacă chiar vrei și chiar uh, faci ceva în sensul acesta. Ce înseamnă fericirea pentru tine? Și cum ai descrie-o? Fericirea? Uh, cred că e un... E un sentiment care vine din câteodată nici nu te aștepți. Din ce? Din chestii foarte simple. Nu-ți trebuie wow. Și apropo de fericire. Fericirea am simțit-o înainte de Crăciun când am mers la... Îmi dau un exemplu și toată lumea era agitată și eu nu aveam niciun gând. Și mă, am simțit așa un val de căldură, cât de norocoasă sunt și de fericită că eu nu trebuie să mă agit. Bine, asta tine și de noi. Da, da, fericirea, cum am spus, se exersează. Zâmbește, găsește lucrurile bune care ți se întâmplă și ele îți dă starea aia de fericire, de... Acum, depinde de la ce intensitate vrei. Știi că și asta... Dar cred că putem fi fericiți în fiecare zi, dar e de noi. Totul depinde de noi, nu de alții sau alții ne fac fericiți. Nu, noi ne facem. Prin alegerile noastre, prin ceea ce vrem să vedem, este o vorbă, depinde ce vezi sau ce vrei să vezi, de fapt. Exact. Știi? Și atunci asta tu trebuie, tu ca om, să vezi. Mai acolo, totuși, și ceva, uite, se vede, luminița de la capătul tunelului. Alea trebuie să-ți dea motiv de fericire. Pentru că există. Cum mai descrie femeia? Femeia? E o... <laughs> e o mare bătaie de cap pentru bărbați. <laughs> Femeia. Noi femeile suntem, nu știu, așa, o, un amalgam de de toate. Suntem și nebune, suntem și bune, suntem schimbătoare ca dispoziție. Eu zic așa ce am văzut uh -huh. prin jurul meu și nu o pun la toată lumea. Uh, dar cred că noi, cum să zic, cumva, într-un fel sau altul, noi aducem echilibru în lumea asta. Prin faptul că și le calculăm altfel, le vedem altfel, le simțim altfel, suntem atente la detalii și cred că fără noi n-ar fi chiar așa de bine. Lumea ar fi mai săracă. Da, da, da. Îți mulțumesc, Ioana, pentru această drag. oră minunată petrecută alături de tine. Aș vrea pe final să ne adresez telespectatorilor noștri un cuvânt de încheiere. Ce să le doresc un an nou fericit, cu cât de multe zâmbete, zâmbiți oameni buni, fiți fericiți și cumva să, să nu ne mai plângem, părerea mea asta e, să încercăm să rezolvăm mai mult decât să ne plângem. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mulțumesc de asemenea florăriei Casei Florilor, și Danei pentru aranjamentul pe care ea îl dăruiește de fiecare dată cu atâta dragoste. Mulțumesc magazinelor Vadis pentru ținuta mea de astăzi și vă, dragii mei, vă doresc un an cu bucurie, cu zâmbete, cu mii de zâmbete, cu drag, cu soare în suflet și cu mii de îmbrățișări. Până data viitoare, vă doresc numai bine!